Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează campania națională de ecologizare intitulată Curățăm România. Programată a se desfășura în perioada 4 aprilie-4 mai. În județul Hunedoara, campania a început chiar mai repede la Deva, cu implicarea mai multor instituții. Este vorba despre o campanie demarată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru toată perioada lunii aprilie, din 4 aprilie până în 4 mai. Noi am demarat această acțiune la nivelul județului Hunedoara în data de 1 aprilie, la solicitarea domnului prefect, care această acțiune a demarat în locația Pădurea Bejan, împreună cu Primăria Deva și cu foarte multe instituții, cu Garda de Mediu, cu Agenția de Protecție a Mediului, Apele Române, Inspectoratul Școlar, Primăria Deva, SPIGM-ul s-a implicat activ, punând la dispoziție tuturor participanților saci și mănuși. De asemenea, au participat și operatorii de salubritate. Inspectoratul Școlar Județean a convocat câteva școli care au venit cu copii pentru salubrizare. Printre cei mai implicați în această campanie sunt și angajații din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara, sau SGA, cum mai este cunoscută instituția. Cei de la SGA Hunedoara, instituție care face parte din Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Mureș, au desfășurat acțiuni de ecologizare pe malurile mai multor râuri și pârâuri și fac curățenie și în acest weekend. Deci noi, Apele Române, ne implicăm activ în această campanie. Avem un program făcut pentru toată luna. Încercăm să atingem toate UAT-urile, deci să ajungem pe la toate UAT-urile și împreună cu ei să curățăm malurile cursurilor de apă. Deci noi acționăm în general pe malurile cursurilor de apă. Pentru finalul acestei săptămâni avem prevăzut în zona Șoimuș o acțiune împreună cu școlile și cu UAT-ul de acolo. În zona Gioagiu, pe zona Orăștiei, în zona barajului Cinciș, de asemenea, iar colegii de la Ilia se vor implica cu alte Lăpugiu de Jos. Cei de la SGA Hunedoara vor acționa în perioada următoare la ecologizarea malurilor de pe cursurile de apă care străbat orașul Simeria și comunele Baru, Dobra, Hărău și Romos.